Bună seara, dragi prieteni! Lucrurile devin tot mai clare cu rețeaua de minciuni, dezinformare și manipulare și propagandă rusofilă agrupării extremiste AUR. George Simion, liderul huligan al grupării extremiste rusofile, cunoscut și cu numele Georgica Che Gargara, și-a asumat zilele acestea site-ul de dezinformare, minciună și manipulare, canalul de YouTube, de fapt Noaptea Minții, unde e acel bizar cu ochelari de soare în casă, acel amărât care, de când a înființat canalul în mod constant, mă denigrează pe mine. E bine că știm că Georgica Che Gargara se află și în spatele acestei mizerii, la fel cum se află în spatele altor mizerii sancționate de către justiție, altor minciuni răspândite pe site-urile de propagandă AUR. O să revenim asupra acestui subiect, dar avem multe alte lucruri mai importante. Pe Mălin Bot, pagina publică, găsiți montajul video pe această temă. Am făcut și un short pe YouTube, vă invit să vă uitați la el. Vă pun linkul în comentarii către videoul mai mare, montajul video de pe Mălin Bot, pagina publică. Vreau să vorbim puțin despre alegerile din 2024 și blatul pe care eu îl bănuiesc între domnul Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, liderul PSD, pentru că zilele acestea, astăzi s-au întâmplat niște lucruri care vin să confirme teoria mea că există un blat și că domnul Iohannis, împreună cu armata de mameluși de la PNL, fac tot posibilul pentru ca domnul Ciolacu să fie președinte. Cine știe, vom vedea după alegerile din 2024 dacă nu va fi mobilizare la vot. Care este trocul? Ce primesc la schimb? Domnul Ciolacu, deși prim-ministru nu are în atribuții politica externă, conform Constituției aceste atribuții revin președintelui, domnul președinte își împarte foarte bine cu domnul Ciolacu atribuțiile de politică externă. Din primele zile de când a fost numit prim-ministru, domnul Ciolacu s-a avântat pe tărâmul politicii externe. S-a și făcut de râs când s-a dus în Germania și a cerut mai multe forțe militare germane pentru România, Germania fiind țară membră NATO și lucrurile acestea fiind discutate în cadrul parteneriatului NATO. Acum domnul Ciolacu a plecat în America. Foarte interesant. Faptul că domnul Ciolacu exercită atribuții de politică externă, fără ca domnul Iohannis să aibă nimic împotrivă, ba chiar pare a fi vorba de un acord tacit, din punctul meu de vedere reprezintă un argument foarte pentru susținerea teoriei că există un blat electoral între ei. Un blat electoral pe care, în opinia mea, își doresc să îl pună în practică printr-o schemă similară cu schema Iliescu-Vadim din 2000, când l-au împins pe Vadim în turul 2, au umflat cu toate oficinele de propagandă fesenistro-securiste extremismul naționalist, astfel încât ăsta să aibă și multe voturi în Parlament și după aceea PSD-ul a putut să guverneze, să facă infamul patrulater roșu împreună cu naționaliștii și ne-am trezit cu Dita Maie Toară și Adrian Năstase și cu perioada în care s-a construit practic mafia de astăzi din România, din vechile grupări securisto-comuniste. Și vechile grupări securisto-comuniste se află în spatele acestui blat pe care domnul Iohannis, după ce a făcut marea trădare a propriului electorat, aducând PSD-ul la guvernare, îl pune la cale cu toarășul Marcel Ciolacu. De pe Actual 24, e pe toate site-urile, eu citez Actual 24, aflăm că Ciolacu pleacă într-o vizită oficială în SUA, îl ia cu el pe ministrul apărării, toarășul Tâlvăr, ministrul economiei și ministrul de externe. Marcel Ciolacu va discuta cu partenerii americani în cadrul vizitei pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii, începând de duminică până miercuri, despre avansarea proiectelor economice comune, creșterea investițiilor americane în România și consolidarea sprijinului politic și de securitate. Avansarea proiectelor economice comune, creșterea investițiilor americane în România și consolidarea sprijinului politic și de securitate de care beneficiem din partea partenerilor noștri strategici sunt obiectivele vizitei în Statele Unite ale Americii, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat al guvernului. Premierul Ciolacu face o vizită de lucru în Statele Unite, la Washington DC și New York, împreună cu o delegație guvernamentală din care vor face parte toarășul Angel Tâlvăr, ministrul apărării, Luminița Odobescu, ministrul afacerilor externe și Radu Oprea, ministrul economiei. Executivul arată că prim-ministru se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din zona Washington, Virginia, Maryland. Eu zic că ar face o mare greșeală partenerii americani să creadă că domnul Ciolacu este sincer pro-american. Ar face o mare greșeală să creadă că dacă acest individ ajunge președintele țării,
România e sigură în zona de influență occidentală. Este foarte posibil, dragi prieteni, ca prin PSD și prin cozile de topor lăsate încă de pe vremea lui Ion Iliescu în această grupare de corupție, pentru că PSD-ul este o grupare de corupție, oameni buni, nu este nimic altceva. Nu este vreun partid social-democrat sau altceva de genul ăsta. PSD reprezintă niște cetățeni, la început securisto-comuniști, după aceea unii care nu au legătură cu securisto-comunismul, dar au vrut să se îmbogățească, oameni care vin la partid nu pentru vreun ideal social-democrat, pentru vreun interes public, pentru vreo propășire a națiunii pe altele culme ale dezvoltării și civilizației. Nu, vin la partid ca să se îmbogățească, ca să folosească influența politică, să folosească funcțiile, să folosească pârghile guvernamentale pentru a stoarce cât mai mulți bani și pentru a parazita cât mai eficient resursele țării noastre, de care ar trebui să beneficieze toți românii. În esență se facă multe lucruri de interes public care nu se fac. Spitale, școli, autostrăzi. Știți ce dumneavoastră? Cam tot ce nu s-a făcut în țara asta. Și conexiunile partidului fondat de Toarăș Ion Iliescu cu caracatița influenței dictatorului Putin sunt foarte largi. Să nu uităm că domnul Ciolacu l-a susținut pe primarul pro-rus al Chișinăului, inclusiv la ultimile alegeri. Eu sper ca partenerii americani să nu fie atât de naivi încât să creadă că acest individ poate fi o soluție pentru România. Oana Despa face o analiză a acestui subiect pe Europa Liberă, premierul Marcel Ciolacu vizită în SUA între 2 și 7 decembrie, întâlnire cu Anthony Blinken. Va fi într-o vizită în SUA, în Washington și New York, se va întâlni cu comunitățile românești din Washington, Virginia, Maryland și înalți oficiali americani, printre care secretarul de stat Anthony Blinken, anunță guvernul. Șeful executivului va avea întrevederi cu secretarul apărării Lloyd Austin și cu secretarul pentru energie al Statelor Unite al Americii, Jennifer Granholm. Faptul că de treburile astea trebuie să ocupe domnul președinte, Klaus Iohannis, conform fișei postului, respectiv, mă scuzați, dragi prieteni, sunt puțin răcit, m-a prins ceva, încă nu știu ce. O gripă, o răceală, un COVID, Doamne ferește, Dumnezeu știe, dar nu mă simt prea bine. Sper să mă întremez un pic și să fiu mai ok pentru emisiunea live de mâine. În mod normal, conform fișei postului, recte Constituția României, atribuțiile președintelui, asta trebuie să facă președintele României, dar domnul președinte umblă teleleu tănase prin Africa să ne conecteze cu mediul de afaceri din Zimbabwe și din Tanzania și face Hakuna Matata. În timp ce lasă pe Ciolacu să meargă în America și să obțină probabil ce vrea Toarășul Ciolacu să obțină, acordul pentru proiectul politic pe care l-au cei doi, domnul Iohannis cu domnul Ciolacu. În timpul ăsta, domnul Ciolacu îl atacă pe Joane. Este foarte interesant acest atac. Pe G4 Media găsiți declarațiile lui Ciolacu. Foarte iritat domnul Marcel Ciolacu de faptul că Mircea Joană, ca independent, pare că dă semne că vrea să candideze la președinție. Și spune cumva de la distanță să o lase baltă, să nu se apuce de așa ceva. Este foarte interesant faptul că cei doi se atacă. Din punctul meu de vedere, sigur, Joana ar fi o soluție mai bună decât Ciolacu, dar nici unul, nici altul nu sunt o soluție reală pentru tratarea cancerului, în principal corupție, care sufocă România. Ambii sunt reprezentanți ai intereselor corupte din România. Doar că aici ne aflăm în fața două găști. Una care îl promovează pe Toarășul Ciolacu, sub un altul patronaj al domnului președinte Hakuna Matata Iohannis, și alta care îl promovează pe domnul Joană, sperând să își împingă propriul om la prezidențiale. Partea bună este că s-ar putea ca voturile celor doi să se împartă. Și poate să avem și noi șansa să avem un tur 2 altfel decât ceea ce planifică ei. Refacerea acelei finale nenorocite, Iliescu-Vadim, când foarte multă lume de bună credință a fost nevoită să voteze Ion Iliescu. Sperăm să nu ne trezim cu o finală George Simion-Ciolacu, George Simion-Ciucă, astfel încât să fim nevoiți să votăm din două variante foarte, foarte proaste, execrabile, oribile, varianta cea mai puțin oribilă. Și asta depinde numai de noi și de modul în care ne vom mobiliza la vot. La alegerile locale, despre care știm că sunt la finalul lunii septembrie,
și mai ales în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Este foarte important, două condiții trebuie să îndeplinească, dragi prieteni. Prima condiție este ca partidele non-FSM și USR-ul a început de mult în jurul lui să construiască un astfel de pol și asta îl face foarte nervos pe Ciolacu. A ieșit la televiziunea inculpatului fugar Sebastian Ghiță, post de televiziune rusofil, care face propagandă rusofilă, cu atacuri destul de isterice la adresa USR-ului din această pricină. Din pricină că probabil pe căile lor politice află că încet, încet se coagulează ceea ce este necesar ca primă condiție pentru ca să avem un tur 2 al alegerilor prezidențiale cât de cât decent și să avem ce vota. Și această condiție este să nu se repete greșeala din 2000. În 2000 ei au putut, sistemul ăsta securist-o-fesenist-o-comunist, mafiot devenit între timp hidra corupției din România, a reușit să manipuleze electoral pentru că a reușit să creeze două condiții. Prima condiție a fost să, ca partidele anti-FSN, să le spunem așa, să fie divizate și fiecare să vină câte un candidat la alegerile prezidențiale. Și atunci toate voturile anti-FSN s-au împărțit. De asta a fost posibil să-l bage pe Vadim în turul 2. Și așa va fi posibil să ne trezim cu o oroare de tip Georgică Chegargara în turul 2, împreună cu un candidat care este al lor și pe care s-ar putea să fim nevoiți să-l votăm. Dacă partidele, să le spunem ok, cât de cât curate, reușesc să ajungă la un numitor comun și să vină cu un candidat unic la prezidențiale, deja 50% lucrurile nu vor mai sta ca în anul 2000. Sigur, rămâne ca toți oamenii cu capacitate de discernământ, toți oamenii care înțeleg cât de importante sunt alegerile, să se prezinte la vot și să voteze în turul 2, întâi în așa fel încât să avem un tur 2 cât de cât decent, cât de cât normal. Zice că toarășul Ciolacu îi zice lui Joana că lumea s-a schimbat. Noi toți ne-am schimbat. Noi avem o obligație de a ține ritmul cu o dinamică pe care n-am întâlnit-o, cu provocări geostrategice, regionale și mondiale. Închipuiți-vi-l pe Ciolacu, oameni buni. Încerc să-mi-l închipui pe toarășul Ciolacu, covrigarul din Buzău. Cum ține el pasul cu modificările geostrategice? Vă dați seama? Hai de capul meu, în ce țară a ajuns țara asta. În ce hal a ajuns țara asta. Nu poți să vii să ridici pretenții să fii viitor președinte a României cu niște șmecherii ieftine din 92-96. România are o altă realitate, totul e schimbat. Societatea românească nu e încă pregătită pentru președinte independent. Întrebat dacă exclude ca Mircea Joană să candideze din partea PSD, Marcel Ciolacu a explicat, eu nu exclud niciodată nimic. Bă da, exclude, că planul e să ajungă el președinte. Asta este înțelegerea cu toarășul Klaus Iohannis. Toarășul Klaus Iohannis, care n-a reușit în acest mandat să facă nimic. Ba mai mult, a stricat și a făcut inversul a ceea ce a promis. Și una dintre lucrurile pe care ele au promis, în frunte cu Rareș Bogdan, care a zis în 30 de zile și a rupt 30 de cămăși Gucci de pe el, 30 de sacouri Armani și a zis că 30 de zile taie pensiile speciale și nu s-a tăiat nimic. George Arun publică astăzi pe Deutsche Welle o analiză foarte interesantă. Pensiile speciale păzite de judecătorii CCR. Salariile și pensiile uriașe ale judecătorilor de la Curtea Constituțională sunt o sfidare la adresa muritorilor de rând. Sunt o sfidare la adresa bunului simț. Sunt o sfidare la adresa tuturor celor care suntem cocoșați cu taxe și impozite ca să câștige ăștia enorm, să nu facă nimic pentru noi. Președintele CCR câștigă lunar 33 de pensii minime de care beneficiază 1 milion de pensionari. Și de vină este FSN-ul domnului Iohannis, PSD, PNL. Ăștia sunt. Ăștia sunt vinovați politic, ca să știm ce avem de făcut în 2024. Judecătorii Curții Constituționale au decis săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, că eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este neconstituțională. Întrucât indemnizația pentru limita de vârstă era un drept legal acordat deputaților senatorilor care au exercitat cel puțin un mandat parlamentar complet la data împlinirii vârstei de pensionare. Decizia vine după ce în iunie anul acesta deputații senatori au adoptat eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor poporului. Și acum ăștia de la PSD și PNL o să zică, domnule, noi am vrut, dar n-am vrut Curtea Constituțională. Nu, asta e o vrăjeală, oameni buni. Asta a fost făcută intenționat, la înțelegere cu politrucii din Curtea Constituțională. Hai că o dăm noi într-un asemenea fel, încât voi să puteți să o anulați. Așa lucrează ăștia, de pervers sunt. De asta vă spun, dragi prieteni, că dacă noi nu ieșim la vot în 2024, masiv,
în procent foarte mare și dacă nu le limităm drastic puterea ăstora, ceea ce riscăm în viitorul apropiat este absolut sumbru. Absolut sumbru. Ne jucăm la ruleta rusească viitorul nostru și al copiilor noștri. În funcție de numărul de mandate, un parlamentar primește în fiecare lună între 2.000 și 14.000 de lei, la care se adaugă la indemnizație și la o serie de sume forfetare, transport, chirie, întreținerea biroului, interior, teritoriu și multe altele. Veniturile lunare ale parlamentarilor sunt în medie de 10.000 de euro, fiind comparabile cu cele ale parlamentarilor din țările dezvoltate europene, unde PIB-ul pe cap de locuitor este mult mai mare. Și un țări care, la un număr mult mai mare de cetățeni, populație mult mai mare, au un număr de parlamentari mult mai mic. Poporul a și votat un referendum cu reducerea numărului la 300 de parlamentari, dar lor nu le pas. N-au mai făcut chestia asta, deși domnul Iohannis avea toată majoritatea necesară să o facă, dar n-a făcut nimic pentru țară cu această majoritate. Absolut nimic. Vreau să revin puțin astăzi și pe informații din Israel, pentru că n-am mai vorbit despre asta și subiectul a rămas fierbinte, a rămas important. Au avut loc schimburi de ostate, ce a fost o perioadă de încetare a focului, după care s-au reluat operațiunile militare. Vestea proastă este, dragi prieteni, că un ostatec român a murit. Citesc de pe Spot Media. Autoritățile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dublă cetățenie, izraeliană și română, care a fost răpită în fâșia Gaza, a anunțat dimineața aceasta Ministerul Afacerilor Externe. Mă scuzați. Ministerul român nu a precizat numele și vârsta victimei. În prezent, trei persoane cu dublă cetățenie, izraeliană și română, se mai află ostatice în fâșia Gaza. Ambasada României la Tel Aviv menține contactul cu autoritățile izraeliene. Găsiți pe această temă, dragi prieteni, informații și pe rfi.ro. Israelul afirmă că Hamas, grupul militant, spune RFI, eu zic grupul terorist, că sunt niște teroriști nenorociți, care conduce Gaza, a luat 240 de ostatece în atacul din 7 octombrie. În timpul armistițiului de 7 zile, care s-a încheiat vineri, autoritățile au spus că 110 ostateci, 86 de israelieni și 24 de străini, au fost eliberați în schimbul unor deținuți palestinieni, în timp ce trupurile a doi ostateci au fost recuperate de trupele israeliene. De vineri seară, negociatorii încearcă să reia armistițiul. Gruparea teroristă Hamas a spus că nu mai are femei și copii de eliberat, dar Israelul nu crede acest lucru, potrivit unor surse familiare cu discuțiile, spune Spot Media. Atât administrația SUA, cât și oficial israelien, cred că Hamas continuă să țină ostatice în Gaza mai multe femei, cu vârste între 20 și 30 de ani. Multe dintre ele răpite de la festivalul de muzică Nova. Știți că a fost un festival de muzică, culmea, festival de muzică unde s-au adunat tinerii dorind să dea un mesaj de pace și bună conviețuire. Și acolo s-au dus ăștia ca niște demenți, ca niște dezaxați, teroriștii Hamas, și-au omorât la întâmplare pe cei pe care i-au prins în raza mitralierelor. Foarte multe imagini video au fost publicate, unele sunt cenzurate pe YouTube, dar pot fi găsite dacă faceți o căutare Google, puteți să vedeți oroarea, puteți să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Fără discernământ au fost uciși. Și mulți tineri au fost răpiți de acolo, de la acel festival. N-am văzut ca ăștia care protestează prin Occident, că e plin Occidentul de emigranți care sunt cu Free Palestina. Da? Nu i-am văzut să protesteze împotriva ororilor comise de gruparea teroristă Hamas. Nu i-am văzut. Sigur, în conflictul foarte lung derulat acolo, de când s-a înființat statul Israel, s-au întâmplat lucruri de ambele părți. Dar nenorocirea și oroarea din 7 octombrie vine după o perioadă de calm, după o perioadă în care lucrurile păreau să meargă către pace. Deci n-a avut niciun fel de justificare. A fost un act de teroare absolut oribil. Un act de similar cu actele comise de naziști în timpul Holocaustului. Oamenii au fost omorâți, bătrâni, copii, fără niciun discernământ, în locuințe civile, numai și numai pentru că sunt evrei. Atât și nimic mai mult. Păi toți aia care sunt cu Free Palestina ar trebui să fie și cu să ceară condamnarea Hamas, să ceară desființarea grupării teroriste, să condamne aceste orori.
Că nu poți să condamn numai reacțiile Israelului și să nu ții cont de faptul că ele au la bază niște orori. Niște lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple în epoca noastră, în secolul nostru. Mai ales după Holocaust. Hamas insistă că nu mai are de eliberat nicio femeie care nu e militar, susținând că unele dintre femeile rămase sunt considerate parte a forțelor de apărare a Israelului. Israel a informat Națiunile Unite că nu va renoi viza pentru principal oficial ONU care coordonează ajutorul umanitar în fâșia Gaza și Cisjordania, Lynn Hastings, a declarat vineri un purtător de cuvânt al ONU. Lynn Hastings, de origine canadiană, un oficial ONU cu vechime, a ocupat timp de aproape 3 ani funcția de coordonator special adjunct pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu și coordonator umanitar al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate. La sfârșitul lunii octombrie, Ministerul Israelian de Externe a acuzat-o pe Hastings într-o postare pe rețelele sociale că nu a reușit să fie imparțială și obiectivă. Acuzații respinse de om. Și să ne uităm puțin și în Rusia, dragi prieteni. Vă recomand pe final, că nu vreau să depășesc foarte mult timpul regulamentar de joc. Nici nu mă simt foarte bine, vă mărturisesc, destul de greu mi-am găsit energia și resursele să fiu cât de cât ok și profesional în fața dumneavoastră. Dar asta este, sunt soldat la datorie, indiferent de cum mă simt și ce mi se întâmplă în viața personală, trebuie să fiu prezent aici în fața dumneavoastră să-mi fac datoria. În Rusia există o agenție federală pentru afaceri naționale care funcționează de 8 ani, fiți atenți aici, scrie Universul, o traducere din Novaya Gazeta, și care se luptă cu jurnaliștii pe internet. Oficial a fost înființată chipurile să combată extremismul, dar de fapt se luptă cu orice jurnaliști, orice voce de pe internet care îl deranjează pe tovarășul Putin. Asta în timp ce dictatura lui Putin finanțează armate de troli care dezinformează, promovează extremismul, incită la ură în toate țările și în special în țările baltice, în țările nordice și în țările foste comuniste din Europa de Est, în zona de proximitate a Federației Ruse, unde tovarășul Putin are interese aparte. Da? Ce face agenția asta? Este foarte interesant articolul, dragi prieteni. Nu insist pe el, puteți să-l citiți pe universul.net. Acționează, a acționat în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Unii dintre cei care fac parte din agenție s-au dus chiar să lupte, să pună mâna pe arme, să lupte împotriva Ucrainei. Asta ne arată cât de toxică este dictatura lui Putin, cât de malign, cât de cancerigen este acest imperiu al răului, care acționează și în România, prin grupări extremiste rusofile, prin fel și fel de idioți utili de timp Noaptea Minții și alții care fac pe internet, pe YouTube, prin alte părți, pe Facebook, propaganda dictaturii lui Putin, prin toate aceste metode. Noi, teoretic, avem pârghile să ne informăm. Sigur rămâne întrebarea de ce domnul Iohannis e pe modul Hakuna Matata și nu dă dispoziție serviciilor secrete și instituțiilor abilitate pe care le are în subordine în CSAT să combată puțin acest fenomen. Dar tocmai pentru că noi constatăm această realitate, ar trebui să ne mobilizăm masiv la vot în 2024 pentru a ne proteja de un viitor foarte, foarte sumbru, cu foarte multă influență de tipul acesta. Semper Fidelis, dragi prieteni, o seară plăcută în continuare. Sper să ne vedem mâine ok la ora 18 la emisiunea obișnuită live Q&A. O seară bună!